domnului Chirtoacă, nici nu știu dacă se mai numează domn. Totuși, azară te-am văzut la televizor și m-ai jignit complet. Și de aceea și mi-am amintit și am găsit în documentele mele, că vă spun, vă doi sage documente, am găsit o scrisoare de 16.08.2012. S-a scris o scrisoare de pe Masandra, ca să trimiți 2-3 oameni în țările civilizate și să vezi cum se fac mațandrarea acolo. Acolo toate le fac și am scris aici destul de bine, scris totului tot. Nu vreau mult să spun că o ai, că da, aici am scris. M-am oprit cu scrisul aici, fiindcă nimeni nu citește, de nimeni nu suntem auziți. Fură toți care și cum pot și cum vor. Categoric refuzăm pentru a construi Masandra pe blocul nostru, fiindcă nu e pentru locuitorii blocului. De ce rugăm ca această cerere să fie pusă la arhiva primăriei? Vă dați seama câți ani au trecut din 2012. Acum tot am găsit în ziar când m-ați înviat tronul să. Și vreau ca să fac Masandra. Nu vă apucați. Ai dat întrebare, vă lămuresc. Și cu scrisoare mai departe, ați dat-o lui Pietru Gontea și el a spus că două treimi din locuitorii apartamentelor care vor și se dă voie de făcut Masandra. Și eu vă scriu scrisoare și eu și-o duc la consilierul dumneavoastră. Îi zic și ei, am trimis-o Filip. Iliana Filip, o știți, și-am trimis ei ca să vă dăie permanent dumneavoastră. Și am scris aici? Aici am scris la murirea. Cererea scris înregistrată la primărie din 16.08, nu am scrisul mafiei al președintului Benedică. Da, dumneavoastră, om cu suflet, v-am socotit om cu suflet. De ce vă rugăm, sufletești, citiți cererea noastră din 16.08.2012. Sper că am primit de la dumneavoastră un răspuns cu scălitura dumneavoastră și nu mafiot. Și am scris, am pus iar din nou cererea și v-am trimis. Păi ești trimite coteț, vicea dumitale, de răspuns. Că iar în toată așa la răspuns scrie că va fi construit și armonios, va fi apă caldă, va fi boleri și așa mai departe. Iar vă scriu a treilea oară, scrisoare, domnule Chirtoacă, deși te-am ales noi, ca oamenii să-i ajuți, să faci pentru oameni, ori să te duci la Plohotniuc, nu credeam, ieri am văzut la televizor, dar oamenii spun că imediat te-ai predat cu Plohotniuc din cauza aceea că nu știai în pușcărie. Da, acum te-am văzut aseară și m-am încredințat. Dumnezeu ta, ești trădător din neam, ești a treilea după Roșca. A fost primul moșul dumitale, a doilea Roșca și dumitale ești a treilea. Oprește-te și nu distrugi Republica Moldova. Du-te în Acutia, acolo, că ai spus că nu vor să primească nimeni, coaliții vor să fac, dumneavoastră. Du-te Acutia, acolo, el pe Jirinovski, pe Sergei Lavrov, el, pe Giuganu, și ala care mai este trei, și duceți-vă acolo, pădurile și alea le fură, toate, le taie, China, asta, Coreea. Și a să distrugă Rusia, duceți-vă acolo și păstrați omenirea pe pământ, vă rog. Și nu, dar până când ia și oprește-te cu distrugerea omenirii a Republicii Moldova. Vă mai amintesc, când eram copil mic, doi câini, da? Hămăie, hămăie toată vremea. Și am făcut? M-am dus și am luat pelin și am făcut o apă, deci e amară. Și îi dam și apă bună și amară. Și i-am lăsat două zile de șeia mare, da? Și pe urmă mi-am dat de șeia bună și gata s-o aprit de hămâie. Dar dumneavoastră, ești câine. Hai să fim serioși. Zic, o zi bună și oprește-te de toate năzdrăveniile care mințești Republica Moldova.